Zaporojan Dumitru, meșter popular, antreprenor din Slobozia Mare, Raionul Cahu. Lucrăm pe ele de oaie, aici din zona noastră de la sud, din satele de jur împrejur, din Raionul Cahu, ca să zic așa, cam din tot. Majoritatea raionului aduc ciobanii, aduc la mine peile. Eu le prelucrez. Din peile date confecționăm bundiții, confecționăm papuși de cameră, confecționăm covoare pentru decor. Am fost peste hotare în anumită perioadă în viața mea. Am locuit la cineva care prelucra, s-a ocupat cu prelucratul peilor. Mai exact s-a ocupat cândva. L-am întrebat de meșteșugul dat, i-am spus că sunt curios. El mi-a spus că bine, dacă ești curios, o să te învăț. Și mi-a dat ceva lectură. Și am curățat acolo vreo două pelicele și cam de acolo s-a început și am spus că gata, vin acasă, vreau să fiu antreprenor, nu mai vreau să mai lucrez, vreau să mă ocup aici, dezvolt aici afacerea dată. Toți caută blănița de la sud pentru că ea e cea mai călduroasă, mai ales că eu și eu prelucrez medicinal, deci blănițele mele rezistă la spălat, rezistă și proprietatea lânii nu se pierde. Am găsit metoda mea, blănițele nu au miros și când mă văd, știu, asta e băiatul de la sud care cu blănile albe, cu blănile frumoase, care nu au miros, toată lumea știe asta. Promovarea o fac exclusiv pe internet, Facebook, Instagram. 99% din cumpărătorii mei sunt din Chișinău. Acolo vând toată marfa, particip la majoritatea expozițiilor din țară. Meseria asta m-a dus dintr-un capăt în altul a Moldovei, că am fost mai în fiecare sat, în fiecare raion. În 2023 am creat un cluster. Clusterul Bacii Sudului, de aici din Raionul Cahul. Din Slobozia Mare suntem 3 membri. Eu sunt președintele clusterului. Clusterul înseamnă ca o asociație, așa, deci ne-am adunat toți grămadă și procurăm utilajele. Deci unul crește oi, altul prelucrează peile, altul prelucrează laptele, deci asta înseamnă clusterul aici în zona Sudului. Vrem un abator, deci din abatorul dat eu o să achiziționez peile, cineva o să sacrifice animalele acolo. Și mi-am luat și un granulator, deci un peletizator, ca să zic așa, pentru a utiliza lână. Și am zis să luăm un granulator, să încercăm, am văzut că în Uniunea Europeană se folosește ca îngrășământ. Fiecare care are o firmă acum poate beneficia de granulator, mai ales în zona noastră aici la sud. Am avut norocul, a fost Eu for Moldova, Eu for Cahul, încercăm să dezvoltăm zona, să integrăm brandul local, Eu for Cahul, să facem ca lumea să ne cunoască că suntem de aici, în această zonă frumoasă, având rezervații, având tot ce e mai frumos, zic eu că suntem porțile țării aici la sud.